Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Suntem în căutarea stării de bine și astăzi îl avem alături de noi pe Pierre de Hilerin și vom discuta despre dacă putem să schimbăm ceva la noi, dacă avem ceva de schimbat și cum o facem. Bine ai venit, Pierre! Bine v-am găsit! Sunt extrem de nerăbdătoare să vedem cum schimbăm lucrurile. Acum a fost o glumă în platou. Tu spuneai că ești sesuit, eu sunt râită. Chiar mă întrebam dacă putem să schimbăm asta la noi. Da, putem să schimbăm asta la noi dacă avem instrumentele și știm cum să o facem. Orice se poate schimba. Da, bine, acum să fim și motivați, nu-i așa? Adică... Da, în general suntem motivați să schimbăm în viața noastră. De cele mai multe ori ne blocăm într-o chestie care a devenit aproape un mit. Nimic nu se poate schimba. Da? Și asta vine de la mijlocul secolului XIX, când s-a dat această sentință că nimic nu se poate schimba, dar încet, încet, lumea a văzut că acel nimic nu se poate schimba se leagă foarte mult de instrumentele cu care încerci schimbarea, de planul în care vrei să încerci schimbarea. Dacă vrei să schimbi cu anumite instrumente, nu se poate. Da? Dacă tu vrei neapărat să faci o sculptură folosind pensula, n-ai să poți. Da? Îți trebuie altceva. Ori să ai instrumentele cu care să poți să modelezi lutul, fie să ai instrumentele cu care să poți să schimbi forma pietrei, îți trebuie instrumente pentru schimbarea pe care vrei să o faci. Acum, în timp ce vorbeam, mă gândeam așa cam ce putem să schimbăm. Ai spus că am orice putem schimba și mi-a venit în minte chiar o ședință de psihoterapie pe care am avut-o aseară și în care persoana spunea, ok, eu sunt mai așa, cu încrederea, stau foarte prost la capitolul ăsta, aș vrea să schimb, dar eu așa am fost crescută. Putem să schimbăm la un om sau un om poate să schimbe din starea aceasta de neîncredere într-una de încredere? Da. Da. Și cum o face? Poate să o facă de unul singur? E nevoie să apeleze la niște instrumente împreună cu cineva? Deci poate să o facă având la dispoziție un terapeut, un psihoterapeut. Poate să aibă posibilitatea să aibă asistența unui prieten sau unui preot care să construiască încrederea în sine. Încrederea nu vine oricum. Putem să o luăm, că e vorba de încredere, cu exemplul pe care îl avem atunci când copilul nostru învață să meargă. Da? O ia târâși, o ia în patru labe, se ridică, se lovește. Un astfel de eveniment nefericit poate să-i întârzie mersul multă vreme, poate luni, dacă nu ani, poate nu. Dar dacă avem grijă ca primii pași pe care îi face să-i facă nu forțat, ci numai asigurat și din ce în ce mai puțin, da? Adică asistat într-un fel, în final va avea încredere și va putea să meargă mai departe. E un proces care se construiește și se construiește aproape în orice fel de lucru. Avem, mă întorc la ședința de psihoterapie despre care vorbeai, undeva merită să cauți accidentul, lovitura, împiedicarea pe care a avut-o și să pornești cu câțiva pași înapoi de acolo, în așa fel încât să vezi ce asistență, ce experiențe noi pot să aibă care să depășească povestea aia care s-a întâmplat atunci în copilărie sau undeva în viață. Și ne marchează și spunem nu putem, nu avem încredere. Un copil care e ținut, de exemplu, în casă și știu câteva situații de genul ăsta și nu este expus străzii colegilor din frica de a nu fi lezat, de a nu avea vreo boală, de a nu lua vreo boală și mai departe, ajunge în final să fie de fapt handicapat
de acea izolare pe care am, părinții, mediu au pus-o pe el. În situația asta se va teme de orice, nu va avea încredere în nimic și orice fel de experiență de la un mic nivel în sus va fi traumatizantă și blocantă. Ori dacă îl iei și îl ajuți să facă fiecare pas, îl asiști în pașii respectivi, neîncrederea dispare. Uh-huh. Am avut zilele trecute, acum o lună, o lună și ceva, în întrebarea pe care o fac, situația în care lucram, să zicem, între ghilimele, fizic cu niște sportivi, care, pe o țintă în care însemna o creștere de tentă, de exemplu, pentru niște basketboliști. Și programul durează 5 zile consecutiv, hai să zicem, cam vreo 5 ore și jumătate cu totul, în care sunt momente de depășit autocontrolul, viteza, forța, controlul forței. Și sigur că la un anumit moment ajungi la prag și vezi că nu poți. Dacă cel care te asistă îți dă șansa, faci un pas înapoi ca să depășești chestia respectivă, între ghilimele să-ți iei elanul, depășești treaba asta. Și un program de 5 zile remarca antrenorul cu care au venit copiii acolo că părinții i-au spus un lucru care m-a uimit și pe mine, că schimbările la copiii aia nu s-au petrecut neapărat în terenul de basket, în detentă, ci chiar spuneau, n-am mai trebuit să-i mai spun să se ducă să spele vasele. A avut grijă să-și facă ordine în casă. Și asta numai după un program de 5 zile. Problemele sunt de referință la tine, la interiorul tău. Dacă interiorul se schimbă, încep să treci de orice fel de barieră. Și sunt mijloace, unele dintre ele extrem de simple, extrem de ieftine, să zicem, cu care poți să vezi că te poți controla, că poți să-ți controlezi mișcări foarte fine, de exemplu mișcarea degetului. Dacă ajungi să vezi că nu o controlezi și în câteva minute sau în câteva zeci de minute ajungi să o controlezi oricum ai vrea tu, ajungi să ai încredere în tine. Și o faci cu un device care e de dimensiunile unui telefon. Deci vorbim de un device anume care ne poate ajuta să trecem... Sunt tot felul de device-uri. Problema nu este device-ul ca atare, ci filozofia în baza căruia ajungi să faci treaba asta. Poți să imaginezi tot felul de device-uri, unele foarte, foarte simple. Să zicem că vrei să controlezi apăsarea degetului, da? Legi o pungă de plastic la un ermetic închisă, la un tub și la o coloană în care pui câteva picături de cerneală, da? Și îți propui să controlezi nivelul pe care apăsarea ta îl dă în coloana respectivă. E un device de 3 lei, da? În care faci nu un efort foarte mare, ci un efort de control care te restructurează. Mm-hmm. Și să vezi că dacă ți-ai propus, ți-ai pus pe hârtiuță, vreau nivelul 3, 5, 7, 10 și treceri rapide de la el, după câteva exerciții se învață și nu mișcarea ca atare contează, ci faptul că ți-ai propus ceva și ai reușit. Și atunci încrederea începe să se, uh-huh, să se risipească. Deci, menționai mai devreme, întâi mă duc, poate în cadrul psihoterapiei, în urmă să văd unde au fost momentele de blocaj al încrederii, da, să zicem. Primul moment de neîncredere... Poate și nu și-l aduce aminte, poate nu și-l aduce aminte, dar sapi puțin acolo și cu siguranță vei găsi locul de neîncredere, ce tip de neîncredere are. Uh-huh. N-am încredere să mă mărit, să zic. Da, bineînțeles. Și dacă n-ai încredere să te măriți, nu te măriți. Da? Uh-huh. Există o vorbă românească foarte, foarte plină de tâlc. Da? Stai ca vițelul la poarta nouă. Da? Stai ca vițelul la poarta nouă este o lecție foarte, foarte dură, pentru că acolo procesul este un proces în care vițelul, care nu știe foarte bine, recunoștea poarta
S-a schimbat poarta, vine de la câmp, nu găsește poarta pe care el o știa. Dar el poate să moară de foame neintrând. Dacă chestia asta se face, hai să intrăm, să vedem dacă e curtea noastră. E curtea noastră, rămânem, nu e curtea noastră. Dar trebuie să faci pasul de dincolo, care este un pas foarte mic. Dincolo, ce poate să ni se întâmple? Da? Deci, pașii ăștia foarte mici trebuie gândiți și, încă o dată, se poate face dacă ai, când vorbesc de instrumente, nu e vorba neapărat de instrumente fizice. Și tu, ca psihoterapeut, ajungi la un moment dat să fii instrumentul de schimbare. Dacă îl asiști și îi dai șansa să experimenteze, nu să gândească, să experimenteze puterea de a face ceva, posibilitatea de a face ceva, la început o să facă prost, e suficient să vadă că progresează de la o mișcare la alta sau de la o zi la alta și atunci va căpăta încredere și va face pasul mai departe de multe ori singur. Deci, întâi ar fi partea asta de conștientizare de unde ni se trage, să vedem că a fost un context creat. Și... aia e mai mult pentru tine, și apoi... nu pentru el. Și apoi pasul 2, bine, și cred că de multe ori am văzut în terapie oamenii vin întrebarea, dar de unde mi se trage? De ce? Și atunci, după ce i-ai satisfăcut omului curiozitatea, spui, ok, și acum ai aflat. Și ce faci? Nu, aflatul nu-i neapărat pentru el. Uh-huh. Aflatul e pentru tine. Tu trebuie să-l afli de la el, că n-ai cum să ajungi altfel. Dar dacă ai apucat să afli, aflatul și cauza nu este... De tratat, pentru că nu faci decât să-l fixezi în, alături de cauza aia. Nu, tu trebuie să înțelegi cauza și să găsești drumul, da, prin care să îi arăți pentru aceeași tip de țintă că el poate să vină să-și rezolve. Poate că împarți drumul ăla în ținte intermediare în care poate să facă, să vadă, sarcina asta este foarte mare. Nu pot să scriu. Scriu urât. Eu scriu urât, da? Dar dacă pot să scriu un rând frumos, da? Îmi dă încrederea că pot să ajung să și scriu frumos. Da? Asta mi se pare interesant. După aceea să creez un context, poate similar cu cel din trecut sau poate nu, în care să-i arăți omului că, uite, pas cu pas... Nici măcar nu trebuie să-i arăți. Este suficient să-l aduci fără să-i spui și fără să-i spui ăsta este un context similar, da? Să-l aduci, să o facă și după aia să se uite în urmă la contextul ăla, spune, eu am făcut-o. Știi? E posibil și e o chestie extrem de fină de construit încredere. E posibil, dacă e vorba de încredere. Eu lucrez în sport de o viață. În lumea sportului există o zicere care vine de la psihologii ruși ai mijlocului secolului XIX, Pavlov, Stechenov, care spuneau că ăsta este textul, ghilimele, da? Un stereotip dinamic prost achiziționat se schimbă foarte greu sau deloc. Și închideam ghilimelele. Viața mea profesională a plecat de la așa ceva, în care am șters ghilimelele, în locul punctului am pus o virgulă și am adăugat în mintea mea cu mijloacele cu care s-a încercat. Da? Ceea ce înseamnă că mi-am dat voie să caut altceva. Problema era să nu repet experiențele eșuate, ci să încerc altceva. Și am descoperit încet, încet, în lumea gestului sportiv, care sunt barierele, care sunt elementele care fac să nu existe posibilitatea ca antrenorul să ajute schimbarea sportivului. Sunt multe, sunt mari și sunt extrem de ușor de depășit. Am putea numi, ca să plecăm de la exemplu inițial, neîncrederea un fel de reflex creat? Da, și... mare parte ai dreptate. El se creează ca reflex condiționat. Uh-huh. Neîncrederea este, m-am dus să bag botul în ceaun și cineva mi-a dat una peste ceafă, o mai fac o dată când mi-e foame,
dar după aia prefer să mor de foame decât să mai iau după ceafă. Există, și lumea psihologiei se cunoaște foarte bine, experiența cu cimpanzeii și cu bananele și cu apa, în care puși într-o cușcă, da, de câte ori urcau să ia bananele pe scară, îi stropeau. Și au ajuns încet, încet, da, să schimbe compoziția când nu mai funcționa dușul de rece cu apă. Au schimbat complet compoziția cuștii, dar învățaseră, căpătaseră reflexul că dacă urcă cineva pe scara aia spre banane, se întâmplă ceva rău. Uh-huh. Și atunci toți ăilalți care nu au avut să niciodată experiența asta, da? Îl trăgeau pe la jos pentru că nimeni nu vrea să-i fie rău din cauza lui. În sensul ăsta, da, neîncrederea vine pe o experiență traumatizantă sau nereușită, da? Care se fixează ca reflex. Aș vrea să explicăm un pic mai bine filozofia aceasta care se întâmplă până la urmă la nivel de creier. Și aici știu că există o întreagă știință. Cum se fixează aceste reflexe? Bine, e simplu, prin repetiție, după care ajungem chiar și fără stimuli concreți să repetăm aceleași comportamente. Cum facem și ce se întâmplă la nivel de creier ca să schimbăm lucrurile acestea? Adică vreau să știu ce se întâmplă la nivel de creier. Nu? Ne-ai dat niște exemple mai devreme ce am putea să facem ca să ieșim de acolo. Dar ce se întâmplă la nivel de creier, de fapt? Pentru că este o știință, nu este o chestie așa filozofică, psihologică, care nu poate fi atinsă. Întrebarea ta mă duce la ideea că ai vrea, așa văd eu lucrurile acum, că tu ai vrea să spun ce pensetă trebuie să iei ca să poți să schimbi în creier niște lucruri. Sau cam ceva de genul ăsta. Mai degrabă aș vrea să spargem niște mituri, sau poate că nu sunt de spart, în acelea în care oamenii spun nu poate fi schimbat, când de fapt chiar și la nivel de studii se arată că la nivelul creierului se activează anumite părți în momentul în care tu faci ceva anume, te comporți într-un anumit fel. Și că chiar pot fi schimbate, nu că e ceva care nu este palpabil. Ele pot să fie destul de palpabile la nivel de creier. Poate există, mă înșel. Există deja experimente foarte mari. Există o zonă foarte interesantă care are o dinamică de dezvoltare extrem, extrem de mare, care este ceea ce numim astăzi neuroștiințe, dar e un calup de informație și de cunoștințe imens, care începe încet, încet să se diferențieze în domenii ale neuroștiințelor. Știi, au existat, începând de la sfârșitul secolului XIX, încercări de a localiza diferite funcții în diferite zone ale creierului. Ba chiar a existat un curent care asocia forma feței, forma capului cu anumite caracteristici. Asta observând pur și simplu că există o coincidență între una și alta. Citeam de curând într-o carte, în Tuneul Eului, un lucru care m-a marcat. Eu sunt la limita între zona fizicii, științifică pozitivă și zona mai puțin fixă a mișcării umane. Dar în spațiul universitar se pedalează foarte mult pe statistică, în care unul dintre lucrurile care se folosește adesea este coeficientul de corelație. Coeficientul de corelație liniară, ca să fie mai clar, care de multe ori se uită că e liniar, se interpretează altfel, cu consecințe în înțelegere și mai ales în dezvoltarea teoriei. Dar acolo am găsit o frază. Corelația nu este cauză, nu este explicație. Corelația nu este decât constatarea că două lucruri merg sau nu merg împreună. Și atât. Nu poți să te duci să spui dacă morcovii cresc mai bine
în curtea vecinului și de fiecare dată morcovii ăia cresc și asta face numai când nevastă se întinde rufele, da? Există o legătură între întinsul rufelor și crescutul morcovilor, da? Și pur și simplu ar putea să fie o coincidență sau pot să aibă amândouă evoluțiile cauze profunde comune în spate. Aici trebuie să înțelegi. Deci corelația nu este nici explicație și nici cauză. Uh-huh. Știi? E, în condițiile astea trebuie să începi să te uiți. Au făcut în primul rând neurologii legătură între tot felul de lucruri pe care omul le pierdea ca funcție și locurile în care a fost rănit. Pe o parte sau pe alta a creierului, încet, încet, asta a început de la Broca și de la Wernicke cu vorbitul, cu priceputul cuvintelor și cu capacitatea de a verbaliza. Și au început încet, încet să dezvolte niște hărți. Okay. Sunt multe variante. Una dintre cele mai cunoscute sunt hărțile lui Brodmann, dar ele s-au rafinat foarte mult, iar cu instrumentele de azi se lucrează în continuare la rafinarea lor. Dar asta este o perspectivă destul de rigidă asupra creierului. Este o perspectivă reală de cele mai multe ori că în diferite locusuri din creier și de pe scoarță avem localizate diferite funcții. A fost o bătălie destul de mare și la un moment dat în sfârșitul secolului 19 un mare neurochirurg, Ramón y Cajal, a susținut varianta localizaționistă, dar a deschis poarta către ceea ce s-ar putea întâmpla prin schimbări locale mai largi sau mai mici ale legăturilor neuronilor de pe cortex. Nu știu dacă a spus sau n-a spus, dar rămâne în ceea ce se numește neuroplasticitate. Peste ani de zile, cred că prin anii 1930, în jurul lui 30-35, așa, un cercetător a venit cu argumente pentru neuroplasticitate, adică pentru faptul că creierul localizaționist privit, da? Dar își schimbă funcțiunile, sunt lucruri pe care le poți pierde și le poți regăsi, a fost terminat din punct de vedere științific de comunitatea academică, care nu este totdeauna foarte dispusă să îmbrățișeze lucrurile noi sau care nu intră în teoria pe care ei au făcut-o sau au învățat-o. Abia pe la 1980 încep să apară niște experiențe adevărat pe chimpanzei, în primul rând, și acolo au fost experiențele cele mai puternice, pentru că și-au permis să facă niște instrumente de măsurare a activității neuronilor pe arii foarte mici cu calota craniană desfăcută. Și așa au început încet, încet să vadă că experiențe senzoriale pot să schimbe aria și forma arii de acțiune a neuronilor. Există o experiență absolut extraordinară făcută cu niște mijloace extrem de fine, nu mai țin minte, e un nume indian, a unui psihiatru care a lucrat pentru fenomenul, pentru ca să apară, să șteargă fenomenul care apare cu membrele fantomă și mai ales cu durerile membrelor fantomă. Are un nume indian pe care nu-l rețin și care a folosit un instrument extrem, extrem de scump, adică o cutie de lemn pe peretele unuia dintre ele punând o oglindă. Și numai faptul că
mari mutilați, da? Care își pierduse mâna, care însă aveau dureri în mintea lor pe mâna pe care nu o aveau. Da? I-a pus să miște mâna sănătoasă în cutia respectivă și pentru că avea oglindă, da? Să vadă ceva care semăna cu mâna pe care nu o avea. Și în proporții de peste 50%, spune literatura, a reușit să elimine durerile fantomă. Mie mi se pare extraordinar să fie atât de simplu, dar asta vine din credința că poți să o faci, nu din, cum spuneai tu, din neîncrederea și din faptul că cineva a spus asta nu se poate. Eu sunt cercetător la bază, poate nu atât de mult biofizician sau fizician, cât curios. Și cred că treaba cercetătorului este să caute. Să caute și cel mai fertil loc în care poate să caute este locul în care cineva spune nu se poate. Aș vrea să te întreb, pentru a le fi și celorlalți clar și pentru mine, de ce este atât de important de a ieși cumva din minte, unde mintea spune, e normal, n-ai încredere, așa o să fii toată viața, așa ai fost dintotdeauna, așa o să fii, să ieși din minte și să te duci în experiență. Pentru că atunci când te duci în experiență, efectiv ce s-a întâmplat și cu acest experiment, da? Te-a băgat într-o experiență în care vezi vezi și al doilea membru care se mișcă, care este în regulă. De ce contează atât de mult experiența asta în procesul schimbării? Hai să discutăm în continuare, plecând tot de la localizaționism. Funcțiile cerebrale sunt în hărțile cerebrale făcute, sunt destul de bine conturate și ele asociază zona frontală și prefrontală a creierului, vorbesc de scoarță, nu de profunzime, da? Cu procesele cognitive, cu manipularea de simboluri, de concepte abstracte, da? Când tu îmi spui de ce trebuie să ieși din creier, nu, okay. Trebuie să ieși din zona asta și să te duci într-o altă zonă care se află cam după jumătatea sferei noastre craniene, într-o zonă, zona parietală, în care este situată o arie de asociere senzorială. Experiența mea arată că dacă vrem schimbare, schimbarea trebuie să se producă acolo. De cele mai multe ori, partea asta de concepte, de gândire abstractă, de vorbe, de așa, care îmi spune să nu pot, să n-am încredere, da? Sunt vorbe, da? Ea vine pe o experiență care nu o faci în vorbe. O faci pe senzații, o faci pe afecte, totdeauna, și fixez chestia asta, în orice caz, nu în partea frontală. Partea frontală vine și începe să repete cuvinte și concepte și abstracțiuni care ciclează în experiența aia. Dacă vreau să schimb ceva, unde trebuie să schimb? Trebuie să schimb în zona asocierilor senzoriale. De asta merită să ieși, dar nu din creier, ci da, da. Să ieși din obsesia că creierul nostru este gândire. Sau este cogniție de un anume tip, pe concepte, pe vorbe, sunt capabil să țin o cuvântare, sunt băiat deștept. Nu sunt băiat deștept, sunt o grămadă de moduri de inteligență, iar dacă vreau să schimb ceva, nu trebuie să schimb numai pe frunte sau sub frunte, ci trebuie să schimb în tot corpul. Nu e aici, da. Dacă vrei, facem o emisiune în care îți arăt în mișcare niște lucruri care se schimbă și care se schimbă extrem de repede, da? Dar în care ținta nu este să înțelegi vorbe, să înțelegi imagini, ci să înțelegi cu corpul tău. Pentru că corpul tău este unul singur. Nu poți să înțelegi numai vorbe. Realitatea și tot corpul nostru este într-o relație permanentă cu mediul. Încercăm să ne facem o imagine despre acel mediu. Păi ne-o facem cu vorbele sau ne-o facem cu ceea ce simțim? Da? Copilul gustă și pisica, când vrea ai adus o pisică într-o cameră nouă,
nu se va duce să gândească nimic, da? Ci se va duce să miroasă, să pipăie, să parcurgă spațiul ăla cu corpul ei și toată musculatura să-i dea informații despre reacțiile pe care le are mișcându-se în spațiul respectiv. Nu cunoaște decât cu întregul corp. Asta am simțit-o și eu cumva pe propria piele vis-a-vis de acea tehnică de a folosi afirmații pozitive, care spui sunt grozavă, sunt minunată, sunt frumoasă, sunt versus realmente să te implici niște acțiuni care să-ți dea acest lucru, nu știu, să te urci pe munte până la 6.000 altitudine. Nu-i rău să-ți folosești cuvintele care se întorc, sunt autosugestie, sunt și pot să producă ceva. Dar experiența cu totul, cu tot corpul, care ți-a și ieșit, nu se compară cu nimic altceva. Pot să spun 10.000 de vorbe, da? Dar dacă ți-am arătat că tu poți să întinzi piciorul și să sari șanțul ăsta sau să te strecori prin apa unui pârâu, să treci dincolo, aia rămâne și rămâne cu tot corpul, nu... Îți spun eu poți. Și ce dacă spun eu poți? Îți spui tu poți. Și dacă nu o faci, nu poți. Mi-am adus aminte de, apropo de experiență, de profesorul meu Ion Dafinoiu, cu care m-am format pe zona asta de hipnoză. Și el făcea cu noi un exercițiu. Lua un creion și ne spunea, uite, voi o să puteți cu un deget să rupeți creionul respectiv. Și, într-adevăr, într-o primă fază nu aveai această credere că o să poți, ba mai mult începeai cu... Da, da, cu barierele. O să-mi rup degetul, o să mi se întâmple. Și după aceea, într-un cadru potrivit, pentru că se crea un cadru în care, da, o să poți să faci chestia asta, îți dă așa un sentiment fantastic. Bun, dar finalul făcea cu voi sugestie. Uh-huh. Da? Sugestie plus experiență. Asta nu, sugestie dusă până la experiența reușită. Uh-huh. Da? Da. Pentru că nu ajunge sugestie, asta da. Vorbeam mai devreme. Da, da. Uh-huh. Dacă ai și experiența, da? Și dacă vrei să-l aduci pe om să-ți rupă, poate că la început îi dai un creion mai ușor de rupt. După aia treci la altul pentru că a căpătat încrederea că sunt și creioane care se pot rupe. Până ajungi la cărămizi. Exact. Până ajungi la cărămizi. Până ajungi, da, ca un mare karatist pe care l-am avut și la un concurs de karatist, deci se-l dau unul. Mama, am eu unul care sparge 3 cărămizi cu mâna. Altul zice, eu știu unul care sparge 10 cărămizi. Da? Și vine un altul și spune, bă, eu știu unul care dintr-o lovitură sparge un zid întreg. Și vine și românul pe vremea aia, păi, avem noi unul care când face așa, cade un cartier întreg. Mă întreb cum a fost educat în copilărie de... A avut astfel de... O glumă. Da, normal. Revenind la povestea asta, deci, am nevoie să privesc întregul, am nevoie să găsesc locurile care trebuie schimbate, căile care trebuie schimbate. Un terapeut, în cazul tău, antrenor sau un profesor, ca să poată să ducă subiectul care trebuie schimbat, trebuie să anticipeze și barierele și găurile în care ar putea să cadă. E bine să cadă. Dar nu în gaura cea mai adâncă din care nu se mai poate salta. E chiar important să-i pui în cal niște obstacole pe care să le poată trece ca să poată să crească. Altfel nu se poate. Întorcându-ne la zona de neuroștiințe și la neuroplasticitate, spuneam, din anii 80 a început o efervescență extraordinară în zona asta. Sunt câteva experiențe incredibile. O să, după emisiune, o să-ți povestesc și o să-ți dau bibliografia necesară. Absolut incredibile. Și dovadă că se poate schimba, că poți să ajungi să reconstruiești ceva care are particularități cu totul și cu totul deosebite. Te gândi vreodată cât de
bine construit este la naștere ficatul pentru viața ta? Ficatul, splina, stomacul, musculatura, oasele, sunt de la începutul începutului construite, să zicem, perfect. Ele se pot întări, se pot adapta, da? Dar există ceva ce nu se construiește înainte de naștere sau nu vedem când se construiește înainte de naștere. Se construiește creierul. Creierul este un organ care se autoconstruiește pe măsură ce ai experiență. Pe măsură ce îi dai de lucru, da, el se reconstruiește. Există iarăși un mit și încă, din păcate, mai funcționează în lume și am avut ocazia, nu știu dacă acum în școală mai e, dar băiatul meu mai mic a venit într-o zi, după ce m-auzea că se poate, că se face, că așa, să-mi spună revoltat după ora de biologie, și avea o profesoară bună de biologie, că a auzit, i-a spus profesoara că nu se întâmplă nimica, că ne naștem cu 15 miliarde de neuroni în cutia craniană, că în fiecare zi pierdem 1000-1500, ăștia nu se înmulțesc și în consecință, deci ne-am născut cu un creier care va fi din ce în ce mai sărac asta era până în 1962, cred că, partea cea mai importantă în biologia creierului, să zicem. Până când doi cercetători englezi au publicat un articol de neoneurogeneză, adică de naștere de neuroni noi, la șobolani adulți. Aia a fost o explozie, pentru că s-a demonstrat că pot să existe neuroni noi. Nu din neuronii vechi. Neuronul chiar nu se reproduce. Dar încet, încet s-a dezvoltat, am citit, se produc neuroni din transformarea celulelor gliale, din celulele stem, din astrocite. De curând, acum câteva luni de zile citeam, au reușit în laborator să producă neuroni din celulele epiteliale. Deci neuronul se construiește, o celulă se construiește ca neuron dacă e nevoie de ea, adică e nevoie de prelucrare de informații. În literatură se vorbește despre faptul că, de exemplu, un sportiv în zona de formă sportivă are o materie cenușie mai bogată decât în zona de după pauză, de așa. Ori asta înseamnă că dacă are nevoie organismul, își creează neuronii, da? Pe care ulterior poate să-i piardă. Și tot așa citeam la un moment dat într-o revistă foarte cunoscută, cred că sunt 10 ani, în care era un articol despre ce neuroni pierdem. Și aici e foarte important. Acolo, în articolul ăla, spunea că pierdem neuronii nefolosiți. Pentru că organismul viu, nu zicem numai organismul, organismul viu are un principiu foarte interesant, să folosească toată substanța pe care o are pentru ceea ce are nevoie. Ceea ce nu folosește se reutilizează, se reciclează. Și atunci există niște celule speciale care depistează neuronii care nu au activitate, nu au metabolism, îi fagocitează, îi descompun și oferă organismului componentele chimice de care au nevoie ca să se folosească în altă parte. Ori, dacă încep să înțeleg că pierd neuronii pe care nu-i folosesc, atunci încep să înțeleg că școala nu e tocmai un loc de tâmpenie, ci dimpotrivă. Trebuie să vedem cum facem, cum diversificăm stimulii pe care îi obținem, pentru că și atunci când rămânem pe stimul stabil, de fapt lăsăm niște neuroni să nu folosească. Diversificând, mărim suprafața de acțiune, mărim numărul de sinapse. Există un articol publicat prin 2001, cred că,
într-un experiment tot pe șobolani, foarte interesant, care mie mi-a schimbat viața, în care sunt prezentați doi neuroni de la niște șobolani identici genetic, trăiți în medii diferite, un mediu nesolicitant și un mediu solicitant. Trei șobolani într-o cușcă goală, aveau mâncare și apă fără să facă efort foarte mare, și opt șobolani într-o cușcă cu o mobilă foarte mare în care trebuiau să ia cunoștință unul de altul, mai trebuiau să se lupte și pentru mâncare. Și după 4 luni de zile de la începutul experimentului, au sacrificat niște șobolani și au luat niște neuroni care aveau corpul neuronal similar din stratul 3 piramidal al cortexului. Și când te uiți la imaginile alea, începi să înțelegi ce înseamnă mediu. O dăm tot timpul pe ereditate. Ereditate este un potențial dat. Dacă nu lucrezi să-l dezvolți, rămâne potențial. Și atât. Da? Pe când mediul, și mediul nu începe odată cu naștere, ci mediul începe să funcționeze pentru orice ființă, poate chiar înainte de concepere. Da? Ce a mâncat mama, ce a mâncat tatăl, ce gradienți de pH există, și după aia pe înăuntru, cât este încă în uter, da? Dacă mama este supărată sau nu, înseamnă o baie chimică care contează și care dezvoltă și pe care creierul o percepe și începe să-și facă legăturile. Începe să se construiască. Deci nu este vorba numai de ereditatea aia cu care ne naștem și... Nu. Moștenim mediul și urme ale mediului tot timpul. Acum, întorcându-ne la schimbare și ceea ce ați menționat până acum, practic, în momentul în care începem să schimbăm lucrurile și avem încredere că putem să schimbăm, inclusiv începem să folosim alte sinapse, să secreze alte sinapse, să stimulăm neuronii și în felul ăsta să menținem și un creier tânăr, dacă ne putem permite să spunem lucrul acesta. Și chiar știu că există și pentru a preveni sau a întârzia momentul Alzheimer-ului, dacă se instalează, să faci aceste schimbări, să faci niște exerciții practice, astfel încât experiențe noi, astfel încât să menții această vivacitate a creierului. Pot să spun că am experiență personală în zona asta. Am o vârstă și am avut un moment în care îmi căutam foarte greu cuvintele. Le aveam în minte, dar nu-mi veneau. Asta e expresia. Da? Și până atunci foloseam timpul jucându-mă cu cifre, în momentul în care am sezizat că încep să pierd contactul cu vorbele, cu cuvintele, am ales să îmi folosesc timpul liber când îl am, încercând să fac jocuri de tipul, hai să zicem, rebus, integrame, care sunt cu cuvinte pe care trebuie să le cauți în uh-huh. în tine, legând definiția de cuvânt, căutând ori asta mi-a ameliorat situația de unde aveam 10-15 momente în care nu găseam cuvintele. Mi se întâmplă foarte rar, știu eu, de câteva ori pe săptămână să nu am cuvintele pe care vreau să le spun. Și asta apropo de faptul că exercițiul, da, reconstruiește funcția. Acum, spre final de emisiune, că am trecut timpul atât de repede, deci schimbarea poate fi făcută, cu siguranță. Fără discuție. Să ne propunem să intrăm în acele experiențe care ne ajută pas cu pas să ajungem acolo unde ne-am dorit. Și mai am o întrebare, pentru că vorbeam mai devreme despre o bibliografie și sunt curioasă să o audă și cei care ne urmăresc. O carte la care ții tu foarte, foarte tare și care ține de cumva de neuroplasticitate, dar și de ideea de schimbare. Da, fac reclam. Da, asta e.
În Pitești, unde eu lucrez și ca profesor universitar, există o editură, se numește Paralela 45, care a avut, știu eu, imaginația, șansa de a oferi pe piață în limba română două cărți extrem, pentru mine cel puțin extrem de importante. Una se numește Creierul se transformă, experiențele neuroplasticității, și o să găsiți acolo experiențe incredibile și o să revenim la acest incredibil. Și a doua este Creierul vindecător și nu știu ce subtitlu are, tot legat de neuroplasticitate. Vezi, se întâmplă foarte multe ori să ieși din normalitate și să te izbești de un zid al lui nu se poate. Și pentru cercetător este cumplit, mai ales atunci când are șansa să o facă, să o demonstreze și toată lumea în jur spune nu, asta nu se poate. Ori spune nu ai făcut undeva o șmecherie, ori nu se poate, asta nu există. Da? Ca în povestea cu Olteanu la grădina zoologică în fața girafei și spunând animalul asta nu există. Deci e acest nu se poate, de la care de fapt am pornit, pentru că ai spus nu se pot face schimbări. Ba da, se pot face schimbări. Dar trebuie să urmărești, să încerci și să fii foarte atent și la argumentele alea care spune că se poate și la argumentele alea care spune că nu se poate. Există în foarte concret în lumea noastră o istorie a barierelor. Citeam undeva că în momentul în care s-a inaugurat linia ferată București-Giurgiu, ziarele ziceau că va fi foarte periculos dacă trenul ăla va merge foarte repede, oamenii vor muri de inimă, drept pentru care au pus un cal și un călăreț să meargă înainte ca să limiteze viteza trenului la viteza cu care poate să meargă un cal în nu să meargă, ci să alerge. Gândiți-vă că aia înseamnă 30 și ceva de kilometri la oră. Între timp am ajuns la alte bariere care zic că nu se poate. Să zicem că prima ar fi bariera sunetului. Da? Ori astăzi avem avioane care circulă cu 3 Mach, adică cu de 3 ori viteza sunetului. Sigur că de fiecare dată, la fiecare barieră se întâmplă lucruri, se schimbă universul. Am făcut mai mult decât atât. Am ajuns să avem o viteză, prima viteză cosmică, care ne permite să punem pe circumferința terestră sateliți. După aia să ieșim din zona atracției gravitaționale a Pământului, a doua viteză cosmică, să ne ducem și să vizităm spațiul solar, sistemul solar, dar suntem deja în situația în care am depășit și această viteză, reușim să ieșim din sistemul solar. Îți mulțumesc frumos, Pierre, că ai venit la noi în emisiune. Vă mulțumesc și vouă tuturor celor care ne-ați urmărit. Să rămâneți cu încrederea că absolut orice este posibil și evoluția noastră ca oameni ne-a arătat-o de nenumărate ori. Și vă aștept să citiți articole interesante în noul număr al revistei. Pe curând!